Bun găsit, stimați telespectatori! Vă invit să urmăriți emisiunea Dialog de la BTV, emisiune moderată de mine, Dumitru Pelin. Invitații acestei ediții sunt avocații Anatolie Istratie, avocatul liderului partidului nostru, Renato Usatîi, și altor activiști și primari aceleași formațiuni politice, cât și avocatul Iulian Pascari, la fel, care apără interesele consilierilor municipale din Bălți, care au fost vizați în câteva dosare penale și administrative în luna ianuarie acestui an. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua! Stimați invitați, vă mulțumim că ați acceptat propunerea noastră de a veni în studio. Să începem cu cele mai scandaloase evenimente care au bulversat piața media din Republica Moldova, în special vorbim despre greva foamei din Bălți, care au intrat o bună parte a consilierilor municipali care reprezintă partidul nostru. Domnule Pascari, dumneavoastră ați apărat interesele, sau mai exact, apărați în continuare interesele unora dintre ei, care au fost vizitați, chemați, citați, fie la poliție, procuratură sau la Centrul Național Anticorupție. Despre ce este vorba și de ce au fost chemați și câți consilieri au primit aceste citații, dacă aveți cifrele exacte? Eu la moment reprezint interesele a trei persoane, trei consilieri din Consiliul Orășânesc Bălți, care sunt vizați într-un dosar penal la CNA Nord. La moment, nicio acțiune procesuală nu s-a efectuat de către organul de urmărire penală. Am fost citați prima oară pentru data de 17 ianuarie, curent. Nu s-au prezentat persoanele deoarece se aflau în greva foamei și starea sănătății era plecare. M-am prezentat eu cu împuternicirile către organul de urmărire penală, dar n-am primit niciun răspuns. Se cunoaște că este un dosar penal, numărul dosarului, dar care e esența, în baza căror criterii și ce stă la baza intentării, nici apărării, nici persoanelor vizate, nu este cunoscut. De ce? Care sunt normele legale? De ce n-au dorit să vă prezinte aceste ordonanțe? Ce se întâmplă? Normele legale este că persoana reprezentantă organului de urmărire penală este obligat să prezinte esența citării, esența prezentării și esența cauzei penale. Ordonanța de pornire, un act procesual care urmează să fie adus la cunoștință persoanei care este vizată într-o cauză penală sau în altă cauză contravențională sau alte cauze. În cazul dat, noi nu cunoaștem și nu ne-a fost prezentat nou. Adică când atunci vă vor prezenta? Dacă s-a prezentat la fața locului sau... Pe marginea acestor întrebări, noi tot ne dăm, n-avem răspuns, dar tot în aceeași zi, a doua zi, s-a depus niște acțiuni procesuale, niște cereri către organul de urmărire penală pentru a vedea, pentru a elibera o ordonanță de pornire, să vedem în care cauze sunt vizate persoanele date, dar până la moment noi nu am primit niciun răspuns. Adică, la moment, se cunoaște că este cauză penală, se cunoaște că persoanele sunt vizate și sunt citate, dar n-am fost citați până în prezent, deoarece greva foamei s-a finisat. Și așteptăm. Așteptăm răspunsul. Clienții pe care îi apărați dumneavoastră, interesele lor pe care le apărați, s-au prezentat în instituțiile competente de care au fost chemate? Sau nu s-au prezentat, deoarece dânsii o să prezinte când va fi citați în mod legal și nemijlocit cu apărătorul. Cu apărătorul. Deoarece, dacă sunt împuterniciri mandatul avocatului în cauză penală, organul de urmărire penală este obligat să-i citeze nemijlocit cu participarea avocatului. Deci aceste trei persoane, dar când au fost intentate aceste cazuri, data exactă sau... Nu vă pot spune. La fel, este numărul dosarului, este citația, dar când a fost pornit, de cine, care persoană, care ofițer de urmărire penală a intentat cauza dată, nu se cunoaște. Ați mai cunoscut astfel de situații în practica dumneavoastră de avocat? Păi, rare ori se cunosc. Se cunosc? Da, da. Când refuză, dar totuși, prin acțiuni procesuale, prin cereri de mersuri, organul de urmărire penală este obligat să emite. Dar într-un stat de drept astfel de acțiuni sunt o normă sau nu? În genere, în ultima perioadă de timp, asemenea practic cred că este cu mult mai frecventă ca înainte. Deci, eu din ceea ce cunosc, împotriva consilierilor, cu adevărat s-a intentat cauza penală, dar se indică un număr dosarului penal intentat în 2017, la sfârșitul anului 2017. Deci, de aia și nu se cunoaște. S-a intentat pe motivele acelor ședinți ale Consiliului din 19 ianuarie sau s-a intentat pe alte acțiuni ale consilierilor. Iată, dumneavoastră, domnule Istratie, apărați interesele liderului formației politice Renato Usatîi, dar și altor primari. Sunt, potrivit lui, da, potrivit primarului de Bălți, liderul de partid, el spune că pe numele lui au fost intentate aproape 20 de dosare penale. Dumneavoastră apărați interesele, din câte cunosc, în două dosare cu răsunet, care sunt cel mai des mediatizate, vorbim de dosarul contrabandă și dosarul de, precum câte de asasinare a bancherului negru, da, bancherului rus, German Gorbunțov. Ce se întâmplă în instanța de judecat? Puteți să ne vărsați puțină lumină? Deci, mai întâi de toate, bine, Renato Usatîi, deci, presupune, după informația deținută de dumnealui, că sunt circa 20 dosare, dar oficial noi, apărătorii, acordăm asistență juridică în 6 cauze penale. Deci am prezentat mandate. Ca să fie clar, posibil și dosarele penale să fie intentate, dar ele undeva sunt ținute acolo pe raft pentru a-și aștepta timpul potrivit și locul potrivit. Deci, ca să fie clar că persoana poate fi citată cu apărătorul din momentul în care este citată în calitate de bănuit. Până la moment, în alte cauze, Renato Usatîi nu a fost invitat în calitate de bănuit, dar noi nu excludem că Renato Usatîi este vizat în mai multe cauze penale care au fost intentate pe fapt. Adică nu pe persoană, dar pe fapt. Și atunci persoana, evident, poate nu știe, să nu cunoască despre faptul că mai este vizat și în altă cauză. Dumneavoastră, revenim la cazul cu German Gorbunțov. Tentativa de asasinare a lui Gorbunțov. Dosar straniu intentat în Marea Britanie, da? Până la urmă s-au apucat să-l gestioneze, da? Să-l ducă până la bun sfârșit autoritățile sau instituțiile de drept din Republica Moldova. Cam pare stranii. Ce prevede norma internațională de drept? Deci, dacă dumneavoastră, care nu sunteți juriști de profesie, vă pare stranie această atitudine, nouă apărătorul cu atât mai mult. Trebuie să cunoașteți că cu adevărat împotriva, deci asupra lui German Gorbunțov a avut loc o tentativă de omor în 2012 și persoana este Proca, care este bănuit de comiterea acestei tentative de omor. Deci, organul de urmărire penală din Marea Britanie, Regatul Unit, Marea Britanie, dispune de, deci a intentat cauza penală din 2012, dispune de tot arsenalul de probe. Aici mă refer la examinarea la fața locului, expertizele, amprentele, acel pistolet, deci o sumedenie de acțiuni de urmărire penală care formează baza probatorie într-o cauză penală. Ei bine, organul de urmărire penală și mai cu seamă procuratura P.C. Cox din Republica Moldova în 2016 a dublat intentarea acestui dosar penal. Tentativa de omor în privința lui German Gorbunțov înaintându-o acuzația clientului nostru, sau mai bine zis primarul de Bălți, Renato Usatîi, și încă 4 persoane care ar fi complice la această tentativă de omor. Deci, în viziunea apărării, cauza penală a fost intentată ilegal, dat fiind faptul că, în conformitate cu prevederile Codului Procedurii Penale și Convenția Internațională cu privire la asistența juridică în materie penală, deci nu permite intentarea dublă a cauzei penale atunci când una din țările unde s-a comis infracțiunea, unde cetățenul sau parte vătămată se află în acea țară. Deci să mai fie dublată intentarea unui alt dosar penal și în alte careva țară. Deci, prin urmare, organul de urmărire penală din Republica Moldova nu avea dreptul să intenteze asemenea cauză penală, chiar dacă, să admitem ipotetic, avea careva informație despre alți complici, dânsi urma ca prin comisia rogatorie sau să informeze organul de urmărire penală din Marea Britanie. Adică doar să coopereze cu ei. Da, corect. Deci dificultatea a fost, vedeți cum, inițial atunci când noi am contestat ordonanța de intentare a dosarului penal în privința lui Renato Usatîi, ce ține tentativă de omor. Deci noi am invocat ceea ce vă spuneam, că există deja o cauză penală și intentarea dosarului penal este ilegală aici, de către procurorii din Republica Moldova. Atunci, ca replică, procurorii ne răspundeau că prezentați probe că în Marea Britanie este intentată asemenea cauză penală. Dar dumneavoastră ați făcut în calitate de apărător interpelări la justiția engleză, da? Sau... Da, dar ca să-mi continu gândul și ca ulterior la o conferință de presă din anul 2017, în noiembrie, procurorii se recunoască acest fapt, că totuși este o cauză penală intentată, a recunoscut-o și domnul Gorbunțov în toate reportajele difuzate în mass media. Deci, noi apărătorii am întreprins toate măsurile legale și le vom întreprinde pentru a demonstra că această cauză penală este ilegală, intentată. Deci, am remis în adresa organului de urmărire penală din Regatul Unit interpelări ceea ce ține de calitatea procesuală a primarului de Bălți Renato Usatîi în acea cauză penală. Deoarece cunoașteți cu toții că Renato Usatîi nu are careva cauză penală, nu are careva deci calitate procesuală în acea cauză penală. Cu părere, noi nu am primit careva răspuns, dar vă spun de ce. Fiindcă organele de urmărire penală din Marea Britanie, ei conlucrează cu organele de urmărire penală statale, adică cu procuratura, cu instanțele de judecată, dar cu apărătorii nu au conlucrare și nu este prevăzută nici codul de procedură penală și nici legea cu privire la avocatură. Nu prevede asemenea colaborare. Dar am văzut că, așa zis, a justiție moldovenească a încercat ea pe cont propriu să rezolve acest caz. Până la urmă, anul trecut am văzut că German Gorbunțov a venit în Republica Moldova, în care și-a pus toată încrederea în justiția moldovenească, a menționat că s-a prezentat în fața reprezentanților sau oamenilor legii, fie procurori, judecători. Dumneavoastră, cum calificați aceste acțiuni a lui Gorbunțov? Da, noi suntem la curent despre acea declarație a domnului Gorbunțov, difuzată în mass media, însă asta a fost doar o declarație. Cum adică o declarație? Deci, imediat vă explic. Cred că cunoașteți faptul că Renato Usatîi este vizat ca parte vătămată într-un dosar penal pe fapta tentativei de omor asupra sa în 2011. Organele de urmărire penală i-au adus acuzațiile lui German Gorbunțov că el a organizat tentativa de omor în privința asupra lui Renato Usatîi și Pe acest capăt de învinuire, German Gorbunțov a fost anunțat în căutare internațională, aducându-se, deci, acuzația tentativă de umor în privința lui, asupra lui Renato Usatîi. Deci, a fost anunțată în căutare generală, internațională, în baza unui mandat de arest eliberat de către judecătoria Centrul Municipiului Chișinău. Deci, după intentarea dosarului penal în privința lui Renato Usatîi, ceea ce ține reluarea urmăririi penală pe excrocherii și intentarea dosarului penal pe tentativa de umor, deci, imediat pe data 26 octombrie, adică nici la o lună, cauza penală în privința lui German Gorbunțov a fost încetată. Adică vorbim de anul 2016, da? Da. Deci, a fost încetată cu scoaterea din urmărire penală și, deci, ridicarea mandatului de arest, anularea mandatului de arest în privința lui German Gorbunțov. Dar care ar fi motivul? De ce s-au ridicat aceste restricții? Organul de urmărire. Este legală chestia ce ține de scoaterea persoanei sub urmărire penală și anularea mandatului de arest, dar fiind faptul că dacă în ordonanță organul de urmărire penală constată că nu se constată componența de infracțiune în acțiunile persoanei, persoana urmează să fie reabilitată cu anularea mandatului de arest. Dar ce vreau să comunic? Despre această ordonanță cu privire la încetarea urmăririi penale, deci noi, apărătorii lui Renato Usatîi, inclusiv și Renato Usatîi, am aflat abia în ianuarie 2017. Deși apărătorul lui German Gorbunțov a aflat a doua zi după pronunțarea hotărârii ordonanței cu privire la încetarea urmăririi penale. Deci am intervenit la organul de urmărire penală, la procuratura PC Cox, unde am obținut această ordonanță și am solicitat să facem cunoștință cu materialele dosarului pentru a studia și a vedea temnicia acestei ordonanțe de încetare a urmăririi penale. Deci am fost purtați pe drumuri și nu ni s-a prezentat materialele dosarului cu motivația ori persoana care deci din arhivă este bolnavă, ori procurorul este ocupat în alt dosar. Deci ca, în fine, să venim în fața procurorului și să ne prezinte două volume, dar cu condiția ca apărarea să fie preîntâmpinată despre răspunderea penală de a nu divulga secretul anchetei. Păi cum poate fi secret anchetei dacă dosarul a fost deja clasat? Păi este adevărat. Din momentul în care se pronunță o sentință sau se pronunță o hotărâre pe cauza penală, deci materialele dosarului penal nu mai prezintă o taină, dat fiind faptul că, conform normelor codului procedurii penală, organul de urmărire penală este obligat să prezinte participanților sau părților la proces, partea vătămată, partea apărării sau partea acuzării, să prezinte materialele dosarului. Și ați avut acces? V-ați documentat? Păi, mi-a fost refuzat și atunci noi am intervenit cu plângere către procurorul Ierarh Superior, care mi-a spus că cerințele procurorului care a adoptat ordonanța sunt legale. Am fost nevoiți să apelăm la instanța de judecată și instanța de judecată ne-a admis cerința și a impus procurorul să ne prezinte materialele dosarului. Bine, revenim, noi am făcut cunoștință, am luat cunoștință cu această cauză penală, am contestat ordonanța la instanța de judecată, dar ca să revenim la declarațiile domnului Gorbunțov. Vizita lui la Chișinău. La momentul când domnul Gorbunțov a făcut aceste declarații, chiar era citat în calitate de persoană cointeresată, deoarece dânsul a fost învinuit, acuzat pe cauza penală dată și deci examinarea contestației noastre asupra acestei ordonanțe ar fi fost încălcarea dreptului la apărare. Instanța de judecată l-a citat și chiar în zilele în care dânsul se afla la Chișinău se examina cauza, deci contestația apărării, contestația lui Renato Usatîi privitor la această cauză penală, la această ordonanță. Domnul Gorbunțov nu s-a prezentat. dar a scris o cerere că solicită ca instanța de judecată să examineze în absența sa această contestație. Deci, prin urmare, faptul dat a trezit dubii ceea ce ține de veridicitatea declarațiilor sale, precum că dânsul se prezintă, este deschis față de organele de urmărire penală și instanța de judecată. Deci noi am insistat totuși să fie prezent în instanța de judecată. Instanța l-a citat pentru a doua oară, dar dânsul deja era plecat din Republica Moldova. Atunci, domnule Istratie, noi putem vorbi despre o justiție selectivă sau? Păi nu, vedeți cum refuzul... Vreau închid dosarul, nu, vreau refuzul, dosarul, refuzul vreau să dau să citești sau nu doresc să dau să citești. Refuzul lui Gorbunțov de a se prezenta în instanță judecată nu putem să-l atribuim la justiție selectivă. Este dreptul lui. Dânsul poate participa, poate refuza. Deci el vizează dânsul personal. Dar justiție selectivă, aș face o comparație, ce spuneți dumneavoastră, cu cauza penală intentată împotriva lui Renato Usatîi. Da? Renato Usatîi este acuzat de tentativă de omor asupra lui German Gorbunțov. Atunci când pe parcursul, iată, suntem 1 an și 3 luni de zile, nu s-a efectuat nicio acțiune de urmărire penală pe această cauză penală, a fost arestate și deținute în arest 4 persoane, ca ulterior ele să fie eliberate, și cu toate că avem declarațiile, dumneavoastră cunoașteți cu totul, toți declarațiile lui Proca din România, declarațiile lui Malarciuc și altor participanți la această cauză, că au fost, deci, șantajați și impuși ca să declare, precum că Renato Usatîi, să dea depoziții împotriva lui Renato Usatîi, precum că dânsul este comandatarul acestui umor, tentative de umor. Deci, în privința lui German Gorbunțov, cu adevărat, este selectiv. Deci, în timp de 1 lună de zile s-a adoptat ordonanță și prin care s-a constatat că nu se întrunește semnele calificative la infracțiune, iar în privința lui Renato Usatîi, deci continuă și până în prezent, cu toate că sunt declarații că alte persoane ar fi comandat acest tentativă de umor. Noi, în prezent, suntem în contestarea și măsurii de reprimare a arestului. Țin să menționez că mandatul de arest eliberat în privința primarului de Bălți a fost contestat la Curtea de Apel. Curtea de Apel a respins recursul la părere. Pe marginea acestui refuz sau eliberării mandatului de arest, noi am depus cerere la Curtea Europeană, care deja se află pe rol. La fel am depus și se află și a doilea cerere la Curtea Europeană, ce ține de reluarea urmăririi penale în privința lui Renato Usatîi pe cazul de excrocherie. Atunci când dânsul, în această cauză penală, a fost vizată în 2014 ca martor, iar acum în 2016, când deci, după ce s-a reluat examinarea cauzei, tot ilegală, deci deja are calitatea de învinuit. Astăzi, în originii circunstanțele, că Proca a declarat cine este, că Renato Usatîi nu are nicio tangență cu această cauză penală sau, mai bine zis, cu această tentativă de omor, am depus cerere prin care am solicitat revocarea măsurii de reprimare arestul în privința lui Renato Usatîi, pentru ca dânsul să poată reveni în țară, să-și ducă mandatul său de primar până la bun sfârșit. Cunoașteți cu toții că Renato Usatîi a depus cerere pe numele procurorului general, prin care a solicitat ca cauza penală intentată împotriva sa, ce ține tentativa de umor în privința lui German Gorbunțov, să fie transmis organului de urmărire penală din Londra, Marea Britanie, sau România. Dânsul, în această cerere, a menționat: eu sunt disponibil să mă prezint la prima citație în fața acestor organe de urmărire penală și să conlucrez cu ei. Dar de ce nu în Republica Moldova? Păi dânsul a motivat că nu are încredere și cu atât mai mult că organul de urmărire penală din Marea Britanie este acel organ care se află în posesia tuturor probelor pe această cauză penală. Și deci concluzia despre vinovăție sau nevinovăție a persoanei nu poți să o faci atunci când nu ești în posesia probelor tuturor circunstanțelor. Deci trebuie analizat aceste probe, deci în comun acord cu alte circunstanțe și alte probe din cadrul cauzei penale. Procurorul general, deci am primit răspunsul, sau Renato Usatîi a primit, a fost informat prin ordonanță că s-a respins acest demers. În prezent, ordonanța procurorului este contestată, procurorul ierarh superior, ulterior va fi contestată în instanța de judecată. Vom vedea că, dar este clară, deci noi nu ne așteptăm la ceva ieșit. Care este comportamentul procurorilor sau părții acuzării, acuzatorului de stat în procesele, în ședințele de judecată? Judecătorii mereu acceptă demersurile procurorilor? Păi, haideți, eu vă dau un exemplu, o analiză ceea ce a făcut-o colegii mei din Uniunea Avocaților, da? Atunci când a făcut o analiză a demersurilor cu privire la aplicarea măsurii de reprimare arestul. Da? Și 96 de cazuri, din 100 de cazuri, 96 de cazuri au fost admise demersurile procurorilor cu privire la aplicarea măsurii de reprimare arestului, iar în 4 cauze a fost acceptată doar poziția procurorului apărării, ce ține de respingere. Deci, vă dați seama care este procentajul. Da, procentajul. Dar de ce se întâmplă acest lucru? Cum crezi? Ce ar fi la mijloc? Eu cred că bine, se întâmplă pe motiv că procurorii nu sunt independenți astăzi și judecătorii tot la fel. Deci persoana nu poartă nicio responsabilitate. Deci la ziua de astăzi procurorii motivează că, păi bine, mandatul de arest a fost eliberat de către instanța de judecată. Instanța de judecată de fond, care a eliberat judecătorii de instrucție, zice, la fel motivează. Păi bine, voi ați contestat-o, Curtea de Apel a menținut. Și iată așa se plasează responsabilitatea. Adică se pasează responsabilitatea, da, de la unul la altul. Dar în urma acestor acțiuni suferă omul. Și suferă, cel mai grav, suferă justiția, care cu adevărat astăzi este de ochetă. Fiindcă un simplu exemplu vă dau. Deci noi am solicitat instanței judecată declararea nulă a ordonanței de reluare a urmăririi penale în privința lui Renato Usatîi, ca motiv că procurorul, deja după modificările în codul procedurii penală prevăzut la articolul 287, nu mai poate, după ce ordonanța a devenit definitivă, nu mai poate anula sau relua o urmărire penală. Deci competența dată îi aparține judecătorul de instrucție. Instanța de fond a respins. Curtea de Apel a menținut. Și paralelă fac aceeași cerință a unui coleg, colegilor noștri de avocați, pe alte cauze penale, chiar alaltă ieri, da? A fost declarată nulă ordonanța procurorului anticorupție cu privire tot la aceeași speță, reluarea urmăririi penale. Judecătorul de instrucție admite și o declară nulă, fiindcă consideră că procurorul nu este în drept să mai reia examinarea cauzei penale, nu e competent. Curtea de Apel menține. Deci, domnule Istratie, dumneavoastră, din câte cunosc, ați fost și judecător, nu? Da. În cariera dumneavoastră de avocat, judecător, ați cunoscut astfel de situații, astfel de cazuri? Deci, eu sincer vă spun, la acel moment, dacă Curtea Supremă, sau mai bine zis, Judecătoria Supremă, atunci era, se numea pe urmă, Curtea Supremă de Justiție, elabora o practică în aplicarea unei norme procesual penale sau penale, ei era uniformă sau, deci, pentru toate instanțele judicate, pentru toți procurorii, da? Că este o practică și deci așa aprecia Curtea Supremă de Justiție. În prezent noi nu avem o practică unică. Deci în diferite cauze penale, cu toate că au aceeași speță, deci se tratează diferit și de către procurori, și de către judecători. Deci nu, la moment, eu am spus, actualmente în justiție, deci se petrece ceva. Deci se rupe realitatea aceasta de la normele codul procedurii penală sau penal cu hotărârile și ordonanțele care se aplică de către procurori și instanțele de judecată. Eu sincer să fiu, uneori crezi că nu ai făcut facultatea sau am făcut facultăți diferite de drept, fiindcă nu există nicio logică. Nu există acea interpretare pe care noi o cunoaștem și o face codul procedurii penale și acea interpretare și teorie pe care noi am făcut-o la universitate și o cunoaștem din băncile de studenții. Dar iată, domnule Pascari, dumneavoastră ați apărat și interesele altor primare a partidului nostru. A cui și în special cu ce s-au soldat? Există o finalitate și pe numele căror aleși locale au fost intentate dosare, fie administrative sau penale? Primarii orașului Drochia, Rîșcani, Basarabiasca, la moment este la etapa de urmărire penală, nu s-a finalizat nicio cauză, iar în privința consilierilor locale pot să spun că multe cauze contravenționale au fost intentate, dar s-au clasat, s-au încetat cu anularea proceselor verbale. Iată, în experiența dumneavoastră de avocat, s-a mai cunoscut în istoria justiției noastre moldovenești astfel de intentări, de cauze pe numele aleșilor locali în așa volum? Ați avut dumneavoastră? În ultimul timp cam straniu că anumiți consilieri locali se intentează cauze contravenționale, penale. Dumneavoastră, cum ați comentat ce s-a întâmplat cu Valentin Cimpoieș la Basarabiasca? S-a finalizat dosarul sau nu? Cauza nu s-a finalizat, este la etapa de cercetări judecătorești, dar în opinia mea nu este de vină domnul Cimpoieș Valentin. Asta ceva? Există vreo tentă, ceva, vreun motiv la spatele acestui? Nu o pot spune eu, dar după mine cauza este intentată, pur și simplu. Sunt mai multe categorii acolo la care apărarea își susține poziția sa, dar asta pe parcurs, când se va examina, noi să... în instanță să prezentăm. Asta politicul în spate? Nu, în genere, practica organului de urmărire penală astăzi, deci este de ochetă în ceea ce ține atitudinea sa față de pornirea unui proces penal sau unui dosar penal. Deci, cu atâta ușurință se intentează cauza penală, nu știu, dar totuși trebuie de reținut că în spatele intentării dosarului penal este o soartă de om. Deci una și două. Cred că va veni timpul când cineva va purta răspundere pentru această atitudine, cu atâta ușurință. Eu vreau să adaug ceea ce a spus colegul, apăr și interesele domnului Cimpoieș, apăr și interesele doamnei Nina Ceriteau. Și aceste cauze penale, la părerea mea, sunt intentate, deci, formal, ilegal. Nu știu dacă sunt ele intentate cu scopul într-o a-i determina pe acești primari să facă parte din alt partid. Deci asta este problema politică, dar cu ochiul liber se vede că cauza penală, deci, nu are niciun suport legal. Adică nu se leagă tăi de comic. Da. Cu atât mai mult, deci exemplu este și intentarea cauzei penale în privința chiar vicepreședintelui partidului nostru, Nicolae Scovici, care eu i-am reprezentat interesele. Știți, Procuratura Ferește a intentat cauza penală, deci ulterior, la cererea apărării, cauza penală a fost încetată. Încetată din lipsa componenței constitutive ale semnului infracțiunii și vreau să vă spun că deja cetățenii sau mai bine zis persoanele vizate în cauzele penale încep să acționeze organele de urmărire penală sau statul Republica Moldova în instanța de judecată pentru despăgubiri materiale și morale. Dar Nicolae Scovici la fel a fost dezatenat dosar penal, a fost purtat prin instanțe de judecată și în anul 2014, apoi 2015. Dumneavoastră ați vorbit acum despre aceste despăgubiri. Are cetățeanul nostru simplu, moldoveanul, să meargă la instituțiile competente să ceară acele despăgubiri? Care este mărimea lor și cum ar putea să se apere în fața acestor fără de legi? Deci, prerogativa cetățeanului atunci când în privința sa s-a încalcat un drept, deci este în drept să conteste acțiunile, dar este obligatoriu să conteste acțiunile organului de urmărire penală în instanțele naționale, ulterior poate să meargă la Curtea Europeană pentru a solicita despăgubiri materiale și morale. Deci, în ceea ce ține, dar are și altă prerogativă de, și legislația Republicii Moldova prevede acest lucru, are dreptul să depună cerere în instanța de judecată, să invoce încălcarea dreptului său, ca cum ar fi intentarea ilegală a cauzei penale în privința sa, deci dacă i s-a adus careva prejudicii morale și materiale, deci reprezentata statului în cazul de față este Ministerul Justiției și Ministerul Economiei, Ministerul de Finanțe, ce scuze. Deci, și de păcate cunosc, Nicolae Scovici deja a depus cerere de chemare în judecată privind despăgubirea sa în aceste cauze penale și cauza penală se află, cererea în cauză se află pe rolul judecătoriei Buicani, municipiul Chișinău, sediul Buicani. Dar asta nu este un singur exemplu. Eu cunosc o sumedenie de exemplu atunci când cetățenii au câștigat și în activitatea mea de avocat cred că sunt 10 cazuri, eu personal am 10 cazuri atunci când persoanele au fost achitate sau scoase de sub urmărire penală și deci au apelat la instanța de judecată și a fost despăgubită 50.000, 20.000, 10.000 de lei. Deci apare altă problemă. Dacă statul Republica Moldova ar putea în ordine de regres să încaseze acești bani a statului, da, care sunt a contribuabilului, să fie încasați de la persoana care a comis deci această abatere, cum ar fi ofițerul de urmărire penală, procurorul, instanța de judecată. Adică să fie penalizați cu leu și ei. Păi, e normal. Stimați invitați, cred că ar fi așa o concluzie. În opinia dumneavoastră, când vom avea o finalitate în aceste dosare care au răsărit așa peste noapte sau în decursul ultimilor 2-3 ani? Eu sper că finalitatea cauzelor penale intentate în privința lui Renato Usatîi, primarul de Bălți, va fi o finalitate și cât mai curândă, fiindcă după câte sunt informat și cunosc unele circunstanțe, deja și organismele europene s-au interesat de aceste cauze și cred că și cetățenii au înțeles, dar și reprezentanții organelor de urmărire penală cred că undeva înțeleg de faptul că aceste cauze penale au fost intentate nemotivat, ilegale și deci termenul de un an și ceva, un an, 3 luni, dar sunt cauze penale intentate împotriva lui Renato Usatîi, deci chiar ca exemplu contrabanda, care este mai mult de 2 ani, 2 ani și jumate. Deci s-ar încărca termenul rezonabil de examinare a cauzei penale. Deci prin urmare, eu sper ca Renato Usatîi să revină în Republica Moldova, să-și continue activitatea sa politică și activitatea de primar, Sunt convins de faptul că Renato Usatîi, deci toate aceste cauze penale intentate împotriva sa, au urmărit un singur scop, de a-l îndepărta de la politică, activitatea politică din Republica Moldova, cu atât mai mult de a-și îndeplini obligațiunile sale în calitate de primar al municipiului Bălți. Domnule Pascari, dumneavoastră. Eu sper că cauzele penale pe care eu reprezint cetățenii vor totuși va lua sfârșit. Deoarece după mine, cauzele sunt îndintate pe niște probe superficiale. Eu sper că se vor finaliza, nu vă pot spune, o săptămână, o lună, un an, dar totuși... Dar sunt momente banale în dosarele astea penale care sunt, sau dosare administrative intentate pe numele aleșilor locali, care strânește, de exemplu, zâmbet pe față. Pot să vă spun un caz cu un martor din cadrul poliției. Polițistul martor a declarat în instanță de judecată că da, eu stăteam pe copac. Și priveam tot acestea. Ia că deci știți... Chiar și toți au râs în sală. Cauze și exemple sunt o sumedenie. Deci eu cred că anul acesta va fi unul fierbinte. Da, noi sperăm că, deci da, noi suntem optimiști și am spus că cred că va veni timpul în curând ca să fie o finalitate în aceste cauze penale. Asta o vor și clienții noștri, asta o vor și cetățenii. Dar mă tem eu că ceea ce se întâmplă acum în anturajul Republicii Moldova și în interiorul Republicii Moldova, vin alegerile parlamentare, cred că va fi mult de lucru și va mai urma aceste persecutări. Da, vă mulțumim foarte mult că ați acceptat invitația noastră. Sper să nu fim și noi în copac, să urmărim de acolo ceea ce se întâmplă în Republica Moldova și cu justiția noastră, să fim martori oculari și martori demni de a spune lucrurilor pe nume în țara noastră. Stimați telespectatori, alături de mine au fost avocații Iulian Pascari și Anatolie Istratie, care apără interesele liderului partidului nostru, Renato Usatîi, și a consilierilor locali, dar și a primarilor aceleași formațiuni. Eu mă numesc Dumitru Pelin, vă doresc o zi cât mai liniștită și fiți aproape de BTV.